astăzi în ședință extraordinară. Cunoașteți proiectul ordinii de zi din convocator? Cu suplimentările? Da. Dacă da, atunci încep. Proiectul nr. 1. Supuneți la vot. Supunem la vot ordinea de zi. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Se abține cineva? Intrăm în ordinea de zi. Proiectul nr. 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea programului de îmbunătățire a eficienței energetice a municipiului Ionești, județul Bacău. Care cuvântul domnul director Chiriac Aude. Domnul și domnilor consilieri, politica privind problemele energetice este unul din obiective importante din cadrul strategiei de dezvoltare locală. Drept urmare, programul de îmbunătățire a eficienței energetice reprezintă un instrument important în vederea stabilirii unor obiective pe un termen de cel puțin 3-6 ani, obiective ce vor defini evoluția viitoare a comunității. Municipiul Ionești dorește să contribuie la îndeplinirea obiectivelor stabilite de Uniunea Europeană prin reducerea cu 40% a consumului de energie primară și atingerea a cel puțin 32,5% privind eficiența energetică până în anul 2030. PIE este un document strategic care face o analiză a situației existente la nivel local a consumatorilor de energie electrică și care propune măsuri de îmbunătățire a creșterii eficienței energetice la nivel local. Secțiunea principală a PIE, reprezentată de măsurile pe care autoritatea locală trebuie să le realizeze cu privire la eficiența energetică, iar prin implementarea sa se dorește, pe de o parte, creșterea confortului cetățenilor, iar pe de altă parte, reducerea costurilor suportate de aceștia în mod direct sau indirect. Având în vedere dispozițiile care stau la baza acesteia, corespunzătoare legii 121/2014, privind eficiența energetică, cu modificările și completările ulterioare, având în vedere prevederile legii 372/2015 privind performanța energetică cu modificările și completările ulterioare, ale legii 121/2014, ale legii 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie republicată cu modificările și completările ulterioare, având în vedere prevederile hotărârii Guvernului 877/2018 privind aprobarea strategiei naționale pentru dezvoltarea durabilă a României 2030 și decizia ANRE numărul 2168/2019, privind aprobarea modelului pentru întocmirea programului de îmbunătățire a eficienței energetice aferent localităților cu o populație mai mare de 5.000 de locuitori, vă supunem aprobării planului de îmbunătățire a eficienței energetice a municipiului Ionești. Raportul de specialitate la proiectul de hotărâre a fost prezentat. Dau cuvântul reprezentanților comisiilor. Comisia numărul 1. Adis favorabil. Comisia numărul 2. Comisia numărul 2. Sergiu. Favorabil. Comisia numărul 3. Favorabil. Comisia numărul 4. Comisia numărul 4 nu poate să aviseze niciun proiect, deoarece nu s-a făcut într-o lege în lipsă de membrii comisiei, nu a existat vorba la comisie și nu s-a întrebat. Tot ce ține avizul comisiei 4, trebuie să nu? Tot ce ține de aviz la comisia 4, trebuie să spasă în primul. Nu este niciun proiect care să fie doar la comisie numărul 4. Sunt mai multe comisii, nu? Deci poate să fie la comisia 1, comisia 4, comisia 3 sau 4. Nu, poate să fie ședință odată. Sunt cel la neavize. Păi nu, dar știu. La avizele se trebuie să existe, că e obligatoriu. Hotărârea e nulă, dar indiferent dacă e favorabil sau nu. Nu contează. Cine face parte din comisia 4? Doamna Pascu, domnul Dobroș. Domnul Zandoi. Dobroș și Dobroș. Dobroș și Andronaș. Suntem, am fost prezent numai eu și doamna Ani. Mai trebuie un membru. Luați legătura cu un singur membru din comisie și dacă vă aprobă toate, aveți cu ori, cu luați decizia. Acum, înainte de această ședință. Să vă retrage. O pauză de 5 minute să ia legătura cu un membru al comisiei și dacă are acceptul telefonului, poate să semneze avize. Până la urmă, trebuie despre asta e vorba. Sunt sigur că au citit proiectele și dacă au ceva de comentat, pot comenta. Deci, în termen. Ce
Sărul Bănea, dar ce rugăminte, Elena? Noi suntem numai doi la comisie. N-am putut să ne dăm avizie că nu am avut forum și eu. Bine, dacă nu, dai bine, o să încerc la alt coleg de-al. Anulăm ședința, înseamnă. Domnul senator. Domnul a fost senator, e corect să scoate speakerul de acolo. Nu corect să vorbiți la telefon. De ce? Speaker, nu am secretar. Trebuia să-i spuneți. E în legătură cu... Nu, dar nu se procedează așa. Bun. Probabil dacă greșesc, îmi asum. Ați greșit singur. Îmi asum. Cum? Și vă asumați? Ce se întâmplă dacă vă asumați? Când mi-a asumat, ce tatăl pățat o să spuneți că mi-a asum și să nu răspundeți nimeni pentru nimic. Nu funcționează de nu, am încercat să vedem, nu e... Dar mi-a scos ochii tot mandatul ăsta că sunteți fost senator și că știți toate astea. De ce nu le aplicați? Dar n-am spus eu că le știu că sunt au ba da, așa ați spus. Nu trebuie că sunt au creștitor. Am încercat să nu abonăm ședința. Dacă se poate... Nu, ați încercat-o... Că de ce-i creștit? Bine, mulțumesc. Ați făcut este da. O legalitate. Ce, ceilalți la. Doi colegi nu sunt țară. Nu sunt, nu mai facem ședință. Dar mai aveți merite, mai sunați-mi se poate. Nu sunt în țară. Plecat în afară, nu sunt în țară. Ceilalți doi Andronache și cu un nimic. Domnul Dobre. Domnul Dobre. În afară de ultimul finanțare. Da, câte proiecte sunt la 4? Nu uitați. Nu, cu avizitul. Nu, haideți să facem altfel. În afară de 10. Comisia nu se face. Asta nu, stați, nu vă grăbiți că există proiectul acela cu spitalul cu angiografă care nu trebuie să la multe cărbunici, că nu se botează. Îmi pare rău că zic așa. Nu, căutăm soluții, da? Adică nu e normal, pentru că faptul cu amânăm e mult mai grav. Adică avem banii la Consiliul Județean și nu facem noi ședința. Cel puțin pentru proiectul ăla stăm când găsim soluții și până se votează. Nu știu dacă e legal, cu președintele de ședință, online, consultat, pot să-și dea aviz? Asta, dacă tot căutăm o soluție, găsim una care să funcționeze. A zis că nu vrea să dea aviz pentru... Elena, dar mai sunt Dobre și cu... Sunt plecați în afară, ce am înțeles. Era vorba de online. Hai să luăm o pauză. Haideți să luăm o pauză de ce. Și poate că opriți, vă rog. Și opriți, pe chemă. Sunt opțiuni observații. La avem un proiect, avem ceva observații? Discuții. Dacă nu supun la vot, cine este pentru? Cine este împotrivă? Se abține cineva? Vă mulțumesc. Deci la punctul 2. Proiect de hotărâre privind asocierea municipiului Onești cu Spitalul Municipal Sfântul Ierarh Dr. Luca Onești și județul Bacău în vederea achiziționării unui sistem angiograf monoplan cardiovascular. Domnul director Chiriacolo. Stimate doamne și domn consilieri, potrivit prevederilor codului administrativ, Consiliul Local are inițiativă și hotărăște în condiții lege în toate problemele de interes local, cu excepția celor care sunt date până în competența altor autorități ale administrației publice locale sau centrale. Consiliul Local hotărăște cooperarea sau asocierea cu alte persoane juridice române sau străine în vederea finanțării și realizării în comun a unor acțiuni, lucrări, servicii și proiecte de interes public local. De consecință, Consiliul Local exercită următoarele categorii de atribuție, atribuții privind dezvoltarea economico-socială a municipiului. Vă supunem aprobării proiectul de hotărâre privind aprobarea asocierii municipiului Onești cu Spitalul Municipal Sfântul Ierarh Dr. Luca Onești și județul Bacău în vederea achiziționării unui sistem angiograf monoplan cardiovascular, luând în considerare necesitatea Spitalului Municipal de a dota blocul operator cu un sistem angiograf monoplan cardiovascular pentru a crește considerabil calitatea actului medical și satisfacția pacienților, propunem asocierea și aprobarea contractului de asociere încheiat cu Spitalul Municipal Sfântul Ierarh Dr. Luca Onești și județul Bacău. Prezintă contract de asociere, caracterul document cadru și prezintă condițiile specifice prezentei asocieri. Se va împuternici persoana desemnată să semneze acest contract de asociere din partea municipiului Onești. Considerând necesară să avem o modalități de colaborare între cele trei instituții pentru achiziția sistemului angiograf monoplan cardiovascular, vă rugăm să analizați și să aprobați proiectul de hotărâre în forma prezentată.
cursul de specialitate al proiectului de hotărâre a fost prezentat, dau cuvântul reprezentanților comisiei. Comisia numărul 1. Aviz favorabil. Comisia numărul 4. Aviz favorabil. Discuții pe marginea proiectului. Dacă nu sunt discuții, trecem la vot. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Se abține cineva? Vă mulțumesc. Trecem la punctul 3. Proiect de hotărâre privind îndreptarea erorii materiale din hotărârea Consiliului Local numărul 7 din 13 ianuarie 2023 privind modificarea HCV numărul 116 din 16.08.2018 pentru aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici în faza studiului de fezabilitate pentru extindere și modernizare luminar public central municipiul Onești, cu modificările și completările ulterioare și a hotărârii Consiliului Local numărul 7/2021 privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiect pentru obiectivul extindere și modernizare luminar public stradal municipiul Onești, cu modificările și completările ulterioare. Dau cuvântul domnului director Chirea. Doamnelor și domnilor consiliere, având în vedere necesitatea modernizării și extinderii rețelei de luminar public stradal din municipiul Onești, executivul a efectuat demersul necesar obținerilor fonduri nerambursabile pentru reabilitare, modernizarea și extinderea acestei. Astfel a fost întocmită documentație tehnico-economică în faza SF, pentru care, în luna iunie 2018, a fost depusă o cerere de finanțare la Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est, organism intermediar pentru POR 2014-2020, în cadrul acției prioritare numărul 3, sprijinirea tranziției către economie cu emisii scăzute de carbon, prioritatea de investiții 3 turnul, sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice și în sectorul locuințelor, operațiunea CEI Lumina Public cu denumirea, extinderea și modernizarea sistemului de lumina public stradal în municipiul Onești. Aceasta a fost acceptată și, drept urmare, semnat contractul de finanțare nerambursabilă pentru cererea lucrărilor. A fost necesară elaborarea proiectului tehnic care s-a finalizat în luna decembrie 2023 și s-a aprobat prin puterea numărul 17 din 13 ianuarie 2023. Prin prezentul proiect de hotărâre se îndreaptă eroarea materială din articolul 1 din hotărârea Consiliului Local numărul 7 din 13 ianuarie 2023 cu privire la indicatorii tehnico-economici actualizați în investiții, în care valoarea din investiții este de 6.531.808,54 lei fără TVA, se înlocuiește cu valoarea de 7.116.844,45 lei fără TVA. Față de cele expuse, vă rugăm să analizați și să aprobați proiectul lucrării în forma prezentată. Raportul de specialitate pe care a fost prezentat, au cuvântul reprezentanții comisiilor. Comisia numărul 4. Aviz favorabil. Mulțumesc foarte mult. Discuții pe marginea proiectului? Dacă nu sunt discuții, supun la vot proiectul. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Se abține cineva? Vă mulțumesc. Proiectul numărul 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării și completării regulamentului Serviciului de Alimentare cu Apă și de Canalizare în unitățile administrativ-teritoriale, membre ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canal Constanța și a anexei numărul 1, contractul de furnizare, prestare a Serviciului de Alimentare cu Apă și Canalizare. Dau cuvântul domnului director Chiriac. Doamnelor și domnilor consilieri, în contextul integrării României în Uniunea Europeană și accesării fondurilor structurale pe care Uniunea le poate oferi, ca o necesitate rezultând din tendințele contemporane de dezvoltare, reglementate sau în curs de reglementare la nivel european, național, regional și județean, s-a configurat necesitatea înființării asociațiilor de dezvoltare intercomunitare. Asociația Apă Canal Constanța s-a înființat în baza dreptului la liberă asociere ca persoană juridică de drept privat română, fără scop patrimonial de utilitate publică. Prin hotărârea numărul 62 din 18.04.2021, Consiliul Local Onești a aprobat participarea sa în cadrul Asociației de Dezvoltare Intercomunitare Apă Canal Constanța, în scopul realizării în comun a proiectelor de investiții pentru modernizarea infrastructurii de apă și canalizare. Potrivit articolului 8 aliniatul 3, exercitarea competențelor și atribuției ce devine în sfera serviciilor de utilități publice, autoritățile deliberative ale administrației publice locale asigură cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor de utilități publice și adoptă hotărâri în legătură cu elaborarea și aprobarea regulamentelor serviciilor, caietelor de sarcini, contractelor de furnizare și altor acte normative locale.
Având în vedere adresa Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canal Constanța, numărul 1727, din 1 februarie 2023, ni se aduce la cunoștință faptul că, în urma controlului ANRSC la asociație, respectiv cu privire la verificarea respectării modului de organizare și funcționare a serviciului de alimentare cu apă și canalizare, s-a dispus o măsură de revizuire, modificare și completare a regulamentului serviciului de apă și de canalizare, precum și modificarea contractului de furnizare, prestarea serviciului de alimentare cu apă și de canalizare anexă la regulament. Drept pentru care vă supunem aprobării prezentul proiect de hotărâre. Raportul de specialitate a fost prezentat. Are cuvântul reprezentantul Comisiei numărul 4. Aviz favorabil. Vă mulțumesc. Discuții pe marginea proiectului? Eu, dacă îmi permiteți, doamnă. Da, domnule, voi și pe aici spune așa, articolul 160, litera U, sub punctul B. Se referă că furnizorul datorează penalități. După întreruperea furnizării apei potabile, nu reia furnizarea acesteia în maximum 5 zile lucrătoare, după îndeplinirea condițiilor de reluare a furnizării. Eu cred că corect ar fi fost, să zicem, 24 de ore. Nu pot să stau după ce se remediază defecțiunea 5 zile, să-mi dea raja sau nu apă și să nu pățească nimic. Așa că o să vă propun un amendament, da? Și propun ca la articolul 160, litera U, al doilea liniat, B-ul, să sune astfel. După întreruperea furnizării apei potabile, nu reia furnizarea acesteia în maximum 24 de ore după îndeplinirea condițiilor de reluare a furnizării. Aici scrie 5 zile lucrătoare, adică mă țin o săptămână fără apă după ce a rezolvat problema. Nu cred că e posibil așa ceva. Dacă permiteți, această adresă a venit de la Raja. Modificările au fost sugerate exact de către ANRSC. Am înțeles că dumneavoastră doriți să formulați un amendament la articolul 160, litera B. Ca în loc de... Litera U. La litera... Al doilea liniat, litera B. Că litera U are... Am înțeles. De la litera U, sub punctul B. Da. După întreruperea furnizării apei potabile, nu reia furnizarea acesteia, maxim 5 zile lucrătoare după îndeplinirea condițiilor de reluare a furnizării. Adică după 7 zile calendaristice. Da, acum, după cum cunoașteți situația de la Onești, întotdeauna nu neapărat Raja a fost vinovată de întreruperea apei potabile, ci problema e undeva mai la aval, la avalile care sunt. Nu am înțeles. Aici scrie foarte clar, după îndeplinirea condițiilor de reluare a furnizării. Adică după ce își rezolvă toate problemele, da? El are 7 zile dacă prinde un weekend, să-mi dea sau nu apă. Eu nu pot fi de acord cu asta chiar dacă mi-o sugerează ANRSC-ul sau oricine altcineva. Eu trebuie să o votez. Și o votez pentru Onești. Da, eu sunt de aceeași părere cu domnul Gimpoieșu, dacă nu mai consultă, dacă tot trebuie să dăm o hotărâre de Consiliu și ne întreabă, putea să ne vină servită și nu mai o aprobam în ședință de Consiliu. Dacă consilierii au drept deliberativ și contează părerea consilierilor locali, cred că se poate face dacă un amendament și scoate, se poate să o punem la vot. Dacă nu scoatem și că nu e nicio urgență regulamentară. Da? Și îl punem într-o ședință ulterioară unde... Nu știu dacă trebuie scos. Ok. Atât timp cât există, cât ne cere părerea, cât cere părerea Consiliului Local, e normal la Consiliul Local să aibă un punct de vedere. Că vor fi consecințe, să nu le mai prezinte, să nu le mai dea ca și să-l hotărâm. Care e problema? Păi nu, atâta noi hotărâm, că de asta votăm. Da, din punctul meu de vedere, mi se pare foarte bună intervenția domnului Cimpoieșu și la cine mai consultă. Dacă veni de la ANRSC, trebuia să nu mai întrebe. Asta e. A aprobat ANRSC-ul, la cine mai cere aprobarea Consiliului Local. Haideți să lămurim asta cu Raja și cu ANRSC-ul, da? ANRSC-ul a schimbat modul de stabilire a prețului și nu mai are nevoie de votul Consiliului Local, da? Votează adunarea lor. N-am avut o problemă cu asta, aici, dacă vreau votul, așa iese. Bine, dacă consilierii decidiu. Pentru ce anume au ei nevoie de aprobare sau... Aici.
Refuzul nu. Să dea drumul la, să reia furnizarea apei potabile după ce își rezolvă toate problemele. Da? Bun, înțeleg că o intervenție durează și nu știu cât durează, deci noi nu discutăm acolo. Discutăm articolul unde spune că el la 5 zile e regulă. Dacă vă susțineți amendamentul, sunt convins că el va fi supus la vot. Dar vreau să aveți în vedere și următorul lucru, că regulamentul va fi aplicabil pe raza tuturor UAT-urilor care fac parte din raja și regulamentul cadru al serviciului pe toate UAT-urile. Noi o să transmitem hotărârea așa cum va reieși după votul Consiliului Local. Păi și mai bine, a trebuit să ne mulțumească celălalt de UAT-uri. Păi atunci nu mai înțeleg ce vot avea să mai bage Consiliul Local. Dar nu putem modifica. Dacă eu oricum îl aplic în altă parte. Exact. Suntem membri ADIS și trebuie să aprobăm fiecare modificare, atât la actele constitutive, stați un pic, cât și la regulamentul. Domnul director, nu există că trebuie să aprobăm. Putem sau nu să aprobăm, că nu vin aici să aprob ce vreau. Atunci puneau lucrurile și până la asta. Și noi m-am gândit că aveți competența legală să facem acest lucru. Sau nu. Să nu-l facem, că nu avem competență. Bun, atunci luăm în considerare amendamentul. Votăm... mai sunt discuții? Da, eu aș mai avea unul. La articolul 7, aliniatul 1 din contract, se modifică, se completează cu următoarele puncte, cu următorul conținut. Punctul 10. Să beneficieze de reducerea valorii facturii prin acordarea de bonificații în valoare de 30% din valoarea facturii curente în următoarele situații. Și sunt două situații. Nefurnizarea apei, mă rog. Nu ar trebui să specificăm aici. Una sau mai multe? Trebuie să fie cumulativ cele două situații sau una din ele? Pentru cele două situații cumulate sau pentru fiecare din ele? Când obținem bonificații? Sunt două lucruri separate. Că odată e furnizarea apei în parametri fizici și calitativ, care poate fi constatată oricând, da? Da. Și cealaltă este neanunțarea întreruperilor. Atunci textul trebuia să sune pentru una din. Una din. Nu următoare. Că dacă el da, se înțelege cum de cumulate, că sunt cumulate după aia. Nu e una ea, e altă. Da. Cum da, dar niciodată. Nu știu, de nu știu. Poate mi-o dă, doamne. Poate suna pentru oricare din cele două situații. Da, exact, sau pentru oricare. Cred că cuvântul oricare în fața următoarelor situații ar clarifica că sunt aplicabile în ambele ipoteze. Exact. Și nu cumulat. Doriți să formulați amendamentul? Da, vă rog. Mai sunt acum discuții. Alte discuții mai sunt? Discuții pe amendament? Atunci votăm amendamentul domnului Cimboieșu, prima dată. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Se abține cineva? Acum amendamentul domnului... Hazard. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Se abține cineva? Acum votăm proiectul cumulat. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Se abține cineva? Vă mulțumesc foarte mult. Trecem la punctul 5. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea anexei numărul 7 din hotărârea Consiliului Local numărul 25 din 30 ianuarie 2023 privind stabilirea modalității de gestiune, aprobarea studiului și oportunitatea a regulamentului serviciului public, a caietului de sarcini și a contractului de delegare a gestiunii serviciului public de iluminare public în municipiul Onești, județul Bacău, către SEC, domeniul public și privat Onești, S.A. Dau cuvântul domnului director Chiriacă de raportul de specialitate. Domnilor consilieri, serviciile de iluminare public fac parte din sfera serviciilor comunitate de utilitate publică și cuprind totalitatea acțiunilor și activităților de utilitate publică și de interes economic social general, desfășurate la nivelul unităților administrativ teritoriale, sub conducerea controlului autorităților administrației publice locale, în scopul asigurării unui serviciu eficient de întreținere a domeniului public. Potrivit articolului 22 aliniatul 1 din legea 225/2016, gestiunea serviciilor de utilități publice reprezintă modalitatea de organizare, funcționare și administrare a serviciilor de utilități publice, în scopul furnizării prestării acestora în condițiile stabilite de autoritățile administrației publice locale, iar potrivit articolului 22 aliniatul 3, modalitatea de gestiune a serviciilor de utilități publice
se stabilește prin hotărârea autorităților deliberative ale unităților administrativ-teritoriale, în funcție de natura și starea serviciului, de necesitatea asigurării celui mai bun raport preț-calitate, de interesele actuale și de perspectiva ale unităților administrativ-teritoriale, precum și de mărimea și complexitatea sistemului de utilități publice. Având în vedere discuțiile care au fost purtate cu reprezentanții ANRSC, Agenția Teritorială Nord-Est Botoșan, cu privire la contractul de delegare a gestiunii serviciului public de iluminat publicul municipiului Onești, care a fost aprobat prin hotărârea Consiliului Local numărul 25 din 21.02.2023, s-a stabilit necesitatea modificării conținutului articolului 10 aliniatul 1, articolului 28 aliniatul 1 și 2 din acest contract. Drept pentru care vă supunem aprobării proiectul de hotărâre. Raportul de specialitate tocmai a fost prezentat. Dau cuvântul comisiilor. Comisia numărul 1. Aviz favorabil. Comisia numărul 2. Favorabil. Comisia numărul 3. Favorabil. Comisia numărul 4. Favorabil. Vă mulțumesc foarte mult. Discuții pe marginea proiectului. Dacă nu sunt discuții, supun la vot. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Se abține cineva? Vă mulțumesc foarte mult. Următorul punct, probleme de interes local, vom trece la sfârșit. Trecem la numărul, la punctul 7, proiect de hotărâre privind aprobarea programului anual pentru acordarea de finanțări nerambursabile de la bugetul local al municipiului Onești pentru activități non-profit de interes general aferent anului 2023. Dau cuvântul domnului director Chiria. Domnilor și domnilor consilieri, Consiliul Local are inițiativă și hotărăște în condiții legii în toate problemele de interes local potrivit codului administrativ, între care și stabilirea programului anual al finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități non-profit. Având în vedere necesitatea aprobării programului anual pentru acordarea de finanțări nerambursabile de la bugetul local al municipiului Onești pentru activități non-profit de interes general, aferent anului 2023, care trebuie aprobat în maxim 300 zile de la aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli la OATE, vă supunem spre aprobare proiectul de hotărâre în forma prezentată. Raportul de specialitate a fost prezentat. Au cuvântul reprezentanții comisiilor. Comisia numărul 1. Aviz favorabil. Comisia numărul 3. Favorabil. Comisia numărul 4. Favorabil. Vă mulțumesc. Discuții pe marginea proiectului. Dacă nu sunt discuții, supun la vot proiectul. Cine este pentru? Se abține cineva? Cine este împotrivă? Vă mulțumesc. Trecem la punctul 8. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea hotărârii Consiliului Local numărul 51 din 16 februarie 2023 privind stabilirea unor măsuri pentru evaluarea administratorilor în funcție ai societății comerciale domeniul public și privat Onești S.A., având ca autoritate tutelară Consiliul Local Onești. Dau cuvântul domnului director Chiriac pentru raportul de specialitate. Doamnelor și domnilor consilieri, în conformitate cu prevederea articolului 45 aliniatul 1 din anexa 1 a hotărârii Guvernului 722/2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din ordonanța de urgență a Guvernului numărul 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice cu modificările și completările ulterioare, evaluarea administratorilor în funcție care solicită renoirea mandatului se efectuează de către autoritatea publică tutelară prin comisia de selecție sau structura de guvernanță corporativă după caz. Raportul de evaluare a membrilor Consiliului de Administrație, un document întocmit de autoritatea publică tutelară prin comisia de selecție, pentru fiecare membru sau pentru tot Consiliul după caz care solicită renoirea mandatului și care cuprinde sintetic cel puțin modul de îndeplinire a obiectivelor și criteriilor de performanță cuprinse în contractul de mandat, matricea profilului candidatului sau matricea Consiliului după caz. În acest sens, conform articolului 1.12, din același act normativ, evaluarea activității membrilor Consiliului care solicită renoirea mandatului constă în aprecierea sistematică, riguroasă, transparentă și de bune practici a membrilor Consiliului care solicită renoirea mandatului înfăptuită de către Comisia de Selecție. Prin hotărârea Consiliului Local numărul 51 din 16 februarie 2023 a constituit Comisia de Selecție care urmează să facă evaluarea pentru administratorii în funcție membri ai Consiliului de Administrație al 10 domeniul public și privat Onești S.A., având ca autoritate tutelară Consiliul Local Onești și care și-au îndeplinit în mod corespunzător atribuțiilor și-au solicitat renoirea mandatelor. În aplicarea prevederilor ordonanței privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, în vederea organizării procedurii de evaluare și selecție prealabilă a candidaților, Comisia de Selecție își desfășoară activitatea în baza unui regulament. Luând în considerare cele expuse de mai sus, este necesară promovarea unui proiect de hotărâre
privind modificarea și completarea articolului 3 din hotărârea Consiliului Local numărul 51 din 16 februarie 2023. Raportul de specialitate al proiectului tocmai a fost prezentat, dau cuvântul reprezentanților comisiilor. Comisia numărul 1. Aviz favorabil. Comisia numărul 4. Favorabil. Vă mulțumesc. Discuții pe, pe marginea proiectului? Deci acest proiect, prin acest proiect modificăm hotărârea 51 care spune că evaluăm mandatele administratorilor în funcție. Da? La articolul 3 spune așa, se aprobă regulamentul privind procedura de organizare și desfășurare a evaluării în vederea renumirii mandatelor membrilor CEA. Da? Dar după aceea se vorbește doar de comisia de selecție. Prevederea legală este alta. Procedura prin care se dau aceste mandate este o procedură de selecție sau de renumire de mandate. Da? Titlul hotărârii și a regulamentului este corect, dar prevederile după aceea fac referire doar la comisia de selecție, care este cu totul și cu totul altceva. Este corect, domnul director, ce spun până aici? Este corect. În schimb, prevederile ordonanței 109 se fac trimitere expres la o comisie de evaluare. De unde concluzionăm, comisia de selecție, care a fost selecția inițială, la finalul mandatului, pentru cei care solicită renumirea mandatului, în baza unui regulament, vor face și procedura de evaluare pentru a decide renumirea mandatului. În primul rând, este greșit. De ceea ce a zis dumneavoastră, a zis așa, comisia inițială care face selecția în vederea atribuirii mandatelor, da? Păi comisia inițială a fost una acum 4 ani, să fie sănătoasă, dar acum am o altă comisie, total diferită. Deci nu avem cum să dar în ordonanță 109 prevede comisia de selecție, așa o denumește ordonanță. Ea nu este corelată, într-adevăr, cu multe prevedere. Dacă ne uităm, aveți dreptate cu asta, dar dacă ne uităm la anexe, pe fiecare anexă este așa, fișă individuală de evaluare selecție, da? Raport final al evaluării al selecției. Adică sunt aceleași formulare, dar se folosesc și pentru evaluare și pentru selecție. Aici este foarte clar legiuitorul, când la anexa 1 planul de interviu și pilila de evaluare este aceeași. Da? Și la evaluare și la deci nu are cum să nu facă. Asta face, se face distinție. Da, haideți să discutăm despre regulament. La articolul 5 spuneți așa. Dosarele de participare se depun la Registratura Primăriei Onești în termen limită de 5 zile lucrătoare de la data publicării anunțului privind demararea procedurii de evaluare privind renumirea mandatelor. Asta dacă folosiți același regulament și pentru selecție, termenul ăla de 5 zile este al naibii de scurt. Ba chiar e doar cu dedicație, ca să fim malițioși. Ajungem la anexa 5 a regulamentului. Spuneți tare, vă rog. Cu acordul președintelui de ședință. E regulament pentru reînnoirea mandatelor. Doar pentru reînnoirea mandatelor. Este specificat încă din denumirea anexele HCL. Asta am zis și doamna director, dacă erați atent. Da. Dar cu prinsul regulamentului nu mai vorbiți de evaluare, vorbiți de selecție. Sunt două lucruri total diferite. Când aplicați același regulament la selecție... Dar nu aplicăm același, nu știu cine va fi comisia. Păi atunci de ce îl face și pentru selecție și pentru evaluare? Păi există posibilitatea, dacă îmi permiteți, în momentul păi asta v-am zis data trecută, când am votat hotărârea 51. Bine, când am zis să punem mandatele pe masă și să facem selecție. Ba da, și atunci toată lumea a zis că nu. Păi hotărâți-vă. Ori faceți evaluare, ori selecție. Evaluare. De așa facem regulamentul, după evaluare. Pentru renoirea mandatului. Nu, doamna director, că vă citesc din regulament, nu vă spun din memorie să ziceți că... Păi așa scrie aici, selecție. Comisia de selecție. Se numește Comisia de Selecție pentru Evaluarea Administratorilor în Funcție.
Deci așa spune și ordonanța de urgență, așa spune și normele de aplicare. Dacă îmi permiteți, vă dau citire din normele metodologice, care sunt atribuții comisiei de selecție. Așa a denumit-o. Comisia de selecție este aceea face selecția dosarelor. Pentru mandat nou, acolo scrie că aveți posibilitatea să renoiți mandatele, da? Printr-o comisie de evaluare. Sunt două lucruri diferite. Să știți că în ordonanța 109, din păcate, nu prevede denumirea comisiei ca fiind comisie de evaluare, ci comisie de selecție. Și vă dau citire de la articolul 1.6. Comisia de selecție, constituită la nivelul autorității publice tutelare, realizează după cazul următoare. Ultimul punct, litera D, evaluarea administratorilor în funcție. Așa a denumit ordonanța. De aia vă spun că prevederile ei nu sunt corelate cu ceea ce, de exemplu, se întâmplă la funcționari publici, unde evaluarea se face... Prevederile ei nu sunt corelate, ca să lase loc de interpretare. Dar regulamentul pe care l-am ar trebui să fie foarte clar. Corect, domnul director? Este adevărat. De aia vă spun. Haideți să trecem mai departe. Haideți să trecem mai departe. Anexa 5. Și aveți aici condițiile de participare la procedura de evaluare în vederea renoirii mandatului. Da? La etapa a doua este stabilirea capacității manageriale. Da? Ok. Dar la condițiile de participare spuneți așa. Cetățenie română, cetățenie altor state membre a Uniunii Europene sau a statelor aparținând spațiului economic european și domiciliu în România. De ce am nevoie de asta și să nu fie doar cetățean român? Că nu suntem la București, nu suntem nicăieri. Suntem la Olimpia, dar de pe felul primării. Nu cred că o să vină cineva de la Paris să fie să membru. Să nu discriminăm, domnul Cincoare. Ei, lăsați, că nu discriminați dacă e cetățean român. Vedeți că în lege, să nu fiți domnul jutar mai catolic decât papa. În lege scrie doar cetățean român. Doamna președinte, dacă îmi dați voi, ar trebui să vorbească aparatul de specialitate. Am ascultat pe domnul Cincoareșu, dar trebuie să ascult și ceea ce spune aparatul. Nu, prima dată trebuie să ascultat ce am zis domnul consilier și după aceea... Domnul consilier, nu lăsați aparatul specialitate să vorbească. Vorbiți și după aia ziceți gata. Okay. Haideți să ne oprim la asta cu cetățenia, să vorbească aparatul de specialitate. Dar scoatem textul de lege, că așa vorbim. Îl avem, doamna pregenerală, textul de lege? Da. Ok. Deci că acolo unde scrie că angajați funcționari publici, doar să fie consilier, doar să fie cetățean român. Vă rog, domnul consilier. Da, s-au păstrat condițiile inițiale de la selecția persoanelor care să îndeplinească calitatea de membru în Consiliul de Administrație și au fost corelate și cu condițiile generale de ocupare a unei funcții similare funcționarilor publici. Și acolo o să vedeți că nu este interzis niciunui alt cetățean din membru... Dar citiți, vă rog, ce scrie acolo despre cetățenii. Nu, o secundă, imediat. Iisus, primul punct, alt. Are cetățenia română și domiciliu în România. Cunoaște limba română, scrie și... Gata, nu, primul punct, citiți, mulțumesc. E ok? Părerea aparatului de specialitate? Nu diferă de ană, vedeți? Nu, dar okay. Din momentul în care România devine membru la Uniunea Europeană, aceste condiții și bariere poate participa oricine care este membru într-un oricare stat al Uniunii Europene. Dar la funcționar public și nu scrie așa. Cum procedăm dacă ați preluat acolo? Preluăm doar ce ne convine sau preluăm tot? Respectăm legislația. Păi o respectăm, dar o respectăm cum trebuie respectată, domnule. Este totuși o procedură de reînnoire a mandatelor, iar persoanele care au solicitat reînnoire sunt cetățeni români. Okay. Acestea sunt condițiile generale preluate de la selecția inițială. Deverea noastră că vine vreunul de la Paris sau nu întâlnă? Să fie neapărat cetățean român. La punctul 4, la condiții de participare, aliniatul 4, spuneți așa, experiență în activitatea de administrare, management a unor regii autonome sau societăți comerciale profitabile, inclusiv societăți comerciale din sectorul privat. Cred că era de ajuns să spuneți doar societăți comerciale, indiferent de forma de proprietate. Da? Aici, la punctul 5, ziceți așa. În experiență în domeniul economic, juridic, contabilitate, de audit sau financiar, de cel puțin 5 ani. Cum demonstrați această experiență? Cu extrasul revisal sau cu cartea de muncă?
Da? Cu adevărință. Dar dacă cineva a fost director comercial, cum vă demonstrează experiența? Nu l-am deja, nu că n-a fost manager. Directorii de la societăți, da? De la societățile mari, de obicei sunt angajați cu contract de mandat. Inclusiv directorul DPP este angajat cu contract de mandat. Cu respectarea acestui punct nu poate face doua vada victimă. E corect ce spun, domnul director? Eu vă spun în felul următor, dacă a făcut dovada de vechime la momentul... Cum faceți dovada de vechime, domnul director? Cum face dovada de vechime? Da. Orice document din care demonstrează adeverință. Care este acel document? Că nu sunt decât două. Cea pe care le-am spus eu. Ești angajat? Da, cartea de muncă prin extrasul revisal sau adeverință? Sau adeverință, okay. Angajatorul. Dacă omul a avut contract de mandat, cum face, cum demonstrează treaba asta? O să mergem și mai jos. La aliniat... activitate care le-a făcut în domeniul respectiv. Nu, domnul director, nu așa funcționează. Nu. Experiența se dovedește doar prin centrul hârtiei, atât. Dar nu spune experiență în muncă, spune experiență în domeniul juridic, economic, contabilitate. Bravo, mulțumesc pentru asta. Păi haideți să ne uităm mai jos. Aplaudați. Nu a fost destituit, revocat din funcția publică, funcția de administrator sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare din ultimii 7 ani? Păi, acum cum ai procedăm, domnul director? Că contractul individual de muncă, asta cum o demonstrăm? Ăla de contractul de mandat e una, contractul individual de muncă este altul. Vă explic și vă repet. Au fost preluate condițiile integrale de la procedura inițială de selecție. Și acolo putea să participe și cineva care înainte a avut un contract individual de muncă. În cazul concret al acestor administratori care au solicitat renoirea mandatelor, deja au un contract de mandat pe 4 ani de zile. Păi, da, și le mai trebuie să mai dovedească experiență un an de zile, dacă au fost în societate. Deci, cred că nu m-ați înțeles, dacă iau contract de mandat pe ultimii 4 ani, cum vă demonstrează că în ultimii 7 ani nu a avut desfăcut contractul individual de muncă? Că nu l-are, nu există. E posibil ca cineva a terminat școala și a fost angajat de v-am dat exemplu cu directorul comercial. Ce să vedeți, nu poate participa. Dacă a fost director într-o întreprindere, cum spune aici, profitabilă, da? Și a fost pe contract de mandat, nu poate participa. E corect? Eu vă repet și sper să mă înțelegi și de această dată. Dacă această condiție s-a verificat la selecție, trebuie să spun lucrurile așa cum sunt, pentru că dumneavoastră insistați pe niște condiții care au fost avute în vedere la selecția inițială. Păi au fost proaste. De ce trebuie să aveți un amendament sau până de ducentul să se aveți un amendament? Da, e corect ce ziceți. Mulțumesc, domnul Agat. Ok. Amendament? Am mai multe. La condițiile de participare, la aliniatul 1, să rămână doar cetățenia română și domiciliul în România. La aliniatul 4, este de ajuns să spuneți societăți comerciale, da, că intră toate societățile comerciale, indiferent de forma aceasta. La 5, experiență în domeniul economic, juridic, contabilitate sau de audit sau financiar, dar fără să puneți durata și atunci nu discriminați pe nimeni și creați aceleași condiții pentru toată lumea, că și directorul comercial, și administratorul, și cel care are contractul de mandat vă poate face dovada, punând condiția acolo de timp, îi eliminați pe toți ăștia care v-am spus eu. Dincolo, la 6 nu mai discutăm cu studiile că e același lucru, e o greșeală de redactare, da? Și vin cu acela 8, nu i-a încetat contractul de muncă sau contractul de mandat. Din motive disciplinare. Pentru că în ultimii 7 ani poate fi întrerupt contractul de mandat, da? Pentru o chestie disciplinară și el să fie perfect legal, să respecte condițiile de regulament. Este deplinită condiția, nu a fost destituit, revocat dintr-o funcție publică sau funcție de administrator. De aia nu s-a mai ajuns. Și nu i-a încetat, a spus tot domnul director, și nu i-a încetat contractul individual. Sau nu i-a încetat. Sau nu-i cumulat.
alternativ. Păi nu, dar de ce nu vreți să scrieți și contractul de mandat? Pentru că e acoperită de nu a fost destituit sau revocat din funcția de administrator. Funcția de administrator. Directorul comercial nu este nici administrator, nu este nici funcție publică. Înțelegeți? Și v-am dat doar un exemplu. Regulul mai aveți ceva la amendament? În afară de condițiile de participare? Nu, atât. Supunem la vot amendamentul. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Se abține cineva? Vă mulțumesc. Acum supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Se abține cineva? Trecem la punctul numărul 2. Înțeleg că muncesc de nebun aici în Consiliu. Probabil nu are sens mai fi, că indiferent ce vă zic, treceți fiile legal, ilegal, treceți totul la grâma. Hai! Dar e încă de niște. Dacă aveți de voie de ei. Neclar care e problema în forma proiectului. Pentru că nu are nicio treabă. E făcut cu dedicație. Nu văd de ce nu l-ați face deschis. Pentru că va fi aplicat aceleași criterii, vor fi aplicate. Deci nu e problemă la evaluare. Doar că se folosește regulamentul de evaluare pentru viitoarea selecție. Este același, se va folosi același regulament și va veni iarăși domnul director de la Agenția. Ce îngrădește? Că nu înțeleg ce îngrădește. Mie mi se pare că e destul exact de largă. Exact ce v-am zis eu. Cele nu se încadrează în acele condiții și sunt destul de bun. Deci dacă om a avut contract de mandat și nu contract de muncă, nu participă. Că nu poate face dovadă. Adică îi răspundeți dosarul în prima etapă. Pot să vă confirm că pentru costul care rămâne în urma... Vă rog să nu vă luați angajamente de care nu vă puteți ține. Pot să mă țin de angajamentele care erau și mă țin de toate. No, dacă aveți o dovadă contrară, toată schimbă. Vă spun în felul următor, că dacă... Haideți să oprim aici, că am și dovadă. Haideți să trecem la proiectul următor, că mai e ok așa. De ce îți spate? Zic să păstrați prezumția de nevinovăție, pentru că ați făcut în dese rândul niște afirmații care depășesc puțin cadrul. Eu vă respect ca și consilier local, m-am retras din toate lucrurile... Dacă spateți o singură afirmație pe care nu o pot dovedi... M-am retras din toate lucrurile pe care dumneavoastră... Vă rog să nu puștirea discuția. Haideți să trecem la proiectul următor. Doamna președinte, haideți să trecem vorba la proiectul următor, că n-are sens să o lungim. Asta ați votat, asta ați făcut. Nu, s-au făcut niște acuze care trebuie clarificate. Când ați spus că e cu dedicație... Clarificați problema asta, ca să angajați un director în primărie funcționar public, da? Legea prevede o condiție de vechime în studii de 7 ani. În proiect puneți 5 ani cât echivalența unui șef de serviciu. Dar nu pot să vin de fiecare dată și să stau de vorbă cu aparatul de specialitate, că nu-i treaba mea asta. Dar nu pot să nu văd. Eu înțeleg că a fost nevoie să închid multe proaste, dar când mă pune să închid tot iazul, nu prea mai. Asta am încercat să spun, toată lumea a zis, da, la vot am făcut cum vor. Așa și celelalte condiții. Sunt restrictive, pentru că în momentul în care vrei să respingi în etapa aia, te prevalezi de prevederile regulamentului și n-are nimeni ce să-ți facă. Au fost unii în sală care au votat. Despre asta e vorba. A fost clar? Nu. Mai încerc. Trecem la punctul numărul 9.
Proiect de hotărâre pentru modificarea articolului 41 de hotărârea Consiliului Local Bănești, numărul 35 din 2019, privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare al serviciului de gestionare a câinilor fără stăpân al municipiului Onești, cu modificările și completările ulterioare. Dau cuvânt cu domnului director Stăiar. Doamnelor și domnilor consilieri, Consiliul Local are inițiativă și hotărăște în condițiile legii în toate problemele de interes local potrivit codului administrativ, printre care și aprobarea regulamentului de organizare și funcționare a serviciului de gestionare a câinilor fără stăpân al municipiului Onești. Având în vedere prevederile codului administrativ, se a identificat necesitatea modificării articolului 45 din hotărârea Consiliului Local numărul 35/2019. Privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare a serviciului de gestionare a câinilor fără stăpân al municipiului Onești cu modificările și completările ulterioare, în sensul stabilirii modalității concrete de aplicare a prevederilor legale în vigoare privind eutanasierea câinilor nerevendicați sau neadoptați, raportat la capacitățile de cazare ale adăpostului public. Față de cele mai sus precizate, vă supunem spre aprobare proiectul de hotărâre pentru modificarea articolului 41 din HCL numărul 35/2019. Raportul de specialitate a fost prezentat, dau cuvântul reprezentantului comisiei. Comisia numărul 1. Aviz favorabil cu un vot împotrivă. Comisia numărul 4. Favorabil. Mulțumesc foarte mult. Discuții de marginea proiectului. Există un amendament aici. Da. Există și un amendament, dacă îmi permiteți să dau citire. Da. Există un amendament de completare a proiectului de hotărâre cu nou aliniat, aliniatul 4, care va avea următorul cuprins. Persoana prevăzută la aliniatul 1 va fi împuternicită în acest sens de către primar prin dispoziții. Mulțumesc foarte mult. Discuții pe marginea amendamentului. Dacă nu sunt, supun la vot. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Se abține cineva? Vă mulțumesc. Acum vom vota proiectul. Discuții pe marginea proiectului? Dacă nu, supun la vot. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Se abține cineva? Vă mulțumesc foarte mult. Trecem la punctul 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării și finanțării unui eveniment cultural artistic de către municipiul Onești în anul 2023. Dau cuvântul domnului director Chirilă. Doamnelor și domnilor consilieri, în temeiul prevederilor codului administrativ, îmi exprim inițiativa de promovare a un proiect de hotărâre privind organizarea și finanțarea unor activități culturale artistice. Primăria municipiului Onești intenționează să organizeze un eveniment artistic cu scopul de a oferi membrilor comunității prilejul de a se bucura împreună și de a le diversifica serviciile culturale, oferindu-le un concert de fricesne dedicat Sfintelor Sărbători de Paște, susținut de îndrăgenta artistă Paula Selin, pe data de 18 aprilie 2023. Vocea inegalabilă a Paulei Selin va oferi oneștinilor emoții, bucurie, credință și putere. Priceasna este o rugăciune și cântare în cuvinte simple, este cântecul doinit la șezătările satului. Având în vedere referată pentru cuvinte Direcția de Cultură, care suportă de organizarea acestor activități, și anexa numărul 14, evenimente aprobate a se desfășura în 2023, la hotărârea Consiliului Local privind aprobarea bugetului consolidat de venituri și cheltuieli al municipiului Onești pe anul 2023, propun organizarea și finanțarea concertului de Paște cu suma de 16.107 lei, fără TVA. În conformitate cu prevederile codului administrativ, o supunem spre analiză, dezbatere și aprobare proiectul de hotărâre în forma prezentă. Raportul de specialitate, cum a fost prezentat, dau cuvântul reprezentantului Comisiei numărul 1. Aviz favorabil. Vă mulțumesc foarte mult. Discuții de marginea proiectului? Dacă nu sunt discuții, supun la vot. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Se abține cineva? Vă mulțumesc. Revenim la punctul 6. Probleme de interes local. Dorește cineva să ia cuvântul? Da, astăzi am avut pe ordinea de zi mai multe proiecte, dar din punctul meu de vedere, unul dintre cele mai importante, ca să nu zic cel mai important, a fost
asocierea cu Consiliul Județean și cu Spitalul Municipal. A fost cel mai... Am zis, ca să nu... Cel mai... Și din punctul meu de vedere. Ședința era cât pe ce să nu se țină și vreau să-i mulțumesc pentru insistența domnului Cimboieșo. Am continuat ședința și s-au găsit soluții. De asemenea, vreau să mulțumesc dumneavoastră că ați votat proiectul. De asemenea, vreau să mulțumesc consilierilor județeni care astăzi au votat acest proiect. Cu susținerea Consiliului Județean, Orneștiu are în desfășurare mai multe proiecte. Proiecte în valoare de aproximativ 40, doar susținerea din partea Consiliului Județean se ridică undeva la 45 de milioane de lei. Fără acești bani, aceste proiecte ar fi fost, sau parte dintre ele ar fi fost aproape imposibil, sau o parte dintre ele ar fi fost imposibil de realizat. Vorbim aici de calea industriilor, peste 20 de milioane susținere de la Consiliul Județean. Cofinanțarea pentru realizarea piațetei Casei de Cultură, 5 milioane, biblioteca, reabilitarea bibliotecii, 5 milioane. Un alt proiect important este calea Caraclăului, undeva unde și acolo vom primi peste 10 milioane de lei pentru a realiza acel proiect. În perioada următoare lucrăm la Dali pentru drumul dinspre Gura Văii. Tot în perioada următoare va exista, probabil, o asociere și pentru sala polivalentă. Vom primi un sprijin de aproximativ 6 milioane de lei. Sunt proiecte extrem de importante. Dacă nu am fi avut această susținere, cu siguranță anul ăsta introducerea gazelor în cele patru cartiere, Delci, Slobozia, Crucea de Piatră și Borsești, nu s-ar fi realizat. Oneștenii care vor aprinde aragazul sau vor porni centrală trebuie să știe că dacă nu aveam susținerea pentru celelalte proiecte, banii din cofinanțări, banii pentru aceste gaze ar fi trebuit să meargă obligatoriu către cofinanțări, pentru că dacă nu realizăm proiectele europene, în speță piațetă, sala polivalentă și biblioteca, nu asiguram cofinanțarea la aceste proiecte, am fi pierdut, ar fi trebuit să înapoiem banii și nu mai puteam depune alte proiecte pentru finanțare. Deci, dacă nu aveam susținerea pentru proiectele alea, nu puteam celelalte proiecte să le realizăm. De asemenea, tot în această vară intenționăm să reabilităm trotuarele din zona de sus sau orașului, așa cum bine știți, peste 7 milioane de lei. De asemenea, și aceste bani ar fi mers tot spre cofinanțări. De aceea vreau să încă o dată să mulțumesc consilierilor județeni, să mulțumesc domnului vicepreședinte al Consiliului Județean, a cărui susținere o avem, care este oneștean, să mulțumesc domnului președinte Valentin Ivancea, inițiatorul acestor proiecte și nu în ultimul rând, poate cel mai important, în mod deosebit, vreau să-i mulțumesc domnului europarlamentar Dragoș Benea, a cărui susținere și deschidere o avem tot timpul în susținerea Oneștiului. Încă o dată mulțumesc tuturor celor implicați în realizarea acestor proiecte. Discuții? Dacă nu mai sunt discuții, de prea închisă această sesiune.